Azi între programe eram atât de obosit, bătea zile de slujire. Și m-am dus să mă culc o oră și înainte să mă culc am zis, Doamne, spune-mi ce să vorbesc la făget. Ce lucruri să ating. Până acum a spus voi amin la predică, dacă mă nu știu dacă o să mai spuneți amin. Și în timp ce m-am culcat, am visat. De ce nu sunt proroc? Foarte rar când am ceva de la Domnul. Am văzut niște sticle întinse așa pe un culoar. Și pe fiecare sticlă era o etichetă și o substanță otrăvitoare. Și pe fiecare sticlă scria un păcat. Și vă amintesc câteva din păcatele astea. Pismă, invidie, nemulțumire, cârtire, bârfă. Și acum urmează patru păcate foarte grele. Oprirea nașterii de copii. Lăcomie. Mândrie. Și imoralitate. Și am zis, Doamne, cum să spune lucrurile astea? Și au zis Duhul Sfânt, Cristi, nu le spune. Și într-o zi o să te trag la judecată și o să te întreb de ce nu le-ai spus. Tibreli amenaganado stabradio faldis. Frați și surori, puteți să nu luați cuvântul acesta, de eu vi l-am spus ca să nu mai fiu responsabil. Spunea Duhul Sfânt așa, o parte din parte foarte mică din poporul care va fi în sală, nu sunt atinși aproape de niciun păcat din acestea, pentru că se ferește, se silesc și își doresc mântuirea cu orice preț. Dar asta, Duhul Sfânt, e o parte foarte mică. O altă parte sunt atinși de păcatele care nu sunt chiar așa grave, spunem noi. Pismă, mânie, câte o vorbă, câte... Și o altă parte, și-o zis Duhul Sfânt, Cristi, trebuie să insiști la partea asta. Sunt atinși de cele patru păcate și mântuirea lor este în pericol. Frați și surori, dacă vreau să fiu popular și să mă mai chemați, nu v-aș fi spus lucrurile acestea. Dar eu vreau să ne pocăim toți, să ajungem în cer într-o zi. Și vreau să le luăm pe rând. Vreau să le luăm pe rând. Câteva minute. Mândrie. Uitați-vă la Saul când a fost smerit. Nu-l găseai printre vase. Și când a intrat mândria în el, a zis, Samuel, mi-am pregătit predica asta de ani de zile, mă pregătesc și acum am o și ocazie să o spun în fața poporului. Și a zis Samuel, Saule, te-ai păcătuit, lasă predica în pace, du-te și te pocăiește. Lasă, nu mai adu jertfă, Saule, du-te și te pocăiește. Și Saul, în mândria lui, îl trage pe Samuel de haină și spune, vino și... Ce cum pot să-mi schimb eu? Cum? Deci nu pot să mă duc la mărturisire, zice Saul, să schimbe părerea față din sală despre mine. Nu pot să fac asta, zice. Și Samuel a mers. Dar știi ce eu m-ai spus Samuel? Saule, de acum am 38 de ani. Tu vei fi în față. Dar tu ești lepădat deja. Și am să ridic pe altul. De ce? Câtă vreme, Saule, erai înalt numai cu trupul și erai smerit cu inima, Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Și ai ajuns să și prorocești la un moment dat. Oameni buni, ascultați-mă, faptul că eu predic nu mi-asigură mântuirea. Eu spun acum un lucru foarte șocant, să știți. Faptul că eu cânt în cor nu mi-asigură mântuirea. Faceți, vă rog, diferențe între slujire și sfințire. Sfințenia și ascultarea de Dumnezeu, spune în Corinteni, în a doua epistolă, dacă rămâneți așa cum ați primit-o și dacă rămâneți în ea, vă duce la mântuire. Predica, cântarea, datul la colectă ceva, vizitarea orfanilor și a văduvelor, te duce la răsplătire. Problema e că nu ai cum să ajungi la răsplătire dacă n-ai fost mântuit. Pentru aia Matei 25 și Matei 7 spune, Doamne, n-am făcut noi. Ba da, dar în cer, nu poți să intri pe baza slujirii, ci numai pe baza ascultării și a sfințeniei tale. Știu că e greu de identifica mândria, dar eu știu un lucru, că Duhul Sfânt ne poate sensibiliza. Și uită-te, te rog, în viața ta să vezi. Din ce cauză se scurtează baticul în fiecare zi? Nu din cauza mândriei. Din ce cauză te vopsești? Nu din cauza mândriei. Din ce cauză dai cu rimel? Ca să fii mai smerită? Am crezut că spuneți, vorbește, Doamne, dar nu zice nimeni astăzi. Domnul vorbește, numai și cu Cain a vorbit de două ori și a fost primul criminal și cu Abel nu a vorbit niciodată și a fost primul martir. Deci nu contează de câte ori Dumnezeu vorbește, ci contează de câte ori ascult eu și tu. De ce faci anumite lucruri în biserică? Nu din cauza mândriei cumva. Spunea Dumnezeu unui frate care a cântat la acordeon 10 de ani, după 20 de ani de cântare, i-a spus Duhul Sfânt, bărbatule, când vei începe să cânti și pentru mine? După 20 de ani?
Frații și surori, după 20 de ani, uită-te la ceea ce faci în fiecare zi, uită-te la vorbirea ta, uită-te la ținuta ta, uită-te la ceea ce îți dorești, uită-te la modelele care le ai. M-a speriat o fată plină postă, plină de postere cu, din filme. A ales modelele tale. Dragii mei, vă spun astăzi ca și o mărturie, am ajuns să renunț cu soția și la filmele creștine. Pentru că în filmele alea creștine sunt oameni care trăiesc în curvie, dar ei joacă pentru că pentru bani ce nu face om? Oricine joacă pentru bani, nu? Mai scump sau mai ieftin. Și n-am vrut să mai bag și n-am mai băgat în casa mea duhurile astea demonice. Și de când am renunțat la asta, în familia noastră vine pacea. Și când ne punem pe genunchi, coboară Duhul Sfânt. Și se simte și la ora 10 fără 5 seara, fata mai mare merge și ia harfa la 3 ani jumate și zice, tati, hai să cântăm o cântare. Că nu mai avem desene animate și nu mai avem filme creștine și alte lucruri. Frații și surori, haideți să intrăm să vedem, nu cumva un duh de mândrie ne stăpânește? Mândria merge înaintea căderii. Doi, lăcomia. O zis Duhul Sfânt despre lăcomie. Știți ce mi se pare interesant la Balaam? O vrut să moară ca un neprihănit, dar cu banii lui Balac în buzunar. O zis, Domnul, nu te du. Că din cauza banilor nu vei proroci ce trebuie să prorocești. Și vei face și alte prostii. Nu te du, Balaame. Și așa a venit în casă, o zis seara, mă, dar chiar nu vrei să vezi, zice. Mărim tariful, zice. Nu mai dăm 5.000 de euro, dăm 15.000, zice. Și o zis, Balaam, mă, cam cât trebuie să lucrez eu pentru banii ăștia? Vorbesc în termenii noștri. Și hai că mai întreb o dată pe Domnul. Ce a zis Domnul? Du-te! Dragii mei, vă rog să faceți diferență în viață între voia lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu. E mare diferență! E mare diferență! Că sunt tineri în căsătorie care au spus, Domnul mi-a spus să mă căsătoresc cu asta. Da, dacă ți-a fost înclinată inima spre frumusețe, spre tocuri de 24, spre rujuri, spre mușchi și spre gel și mai multe alte lucruri, Domnul ți-a spus. Păi n-are Domnul cum să-ți dea altă dacă tu nu vrei altă. Dar e diferență între îngăduință și voia lui Dumnezeu. Noi cântăm o cântare, voia ta, voia ta, dar Doamne, lasă-mă să fac pe-a mea. Că tare mult îmi place, zice. Tare mult îmi place. Dar voia ta, zice, în caz că vrei să mă faci vindecări prin mine, atunci mai vorbim sau mai știu eu ce minuni. Lăcomia, nu uitați lăcomie. Știți ce mă mire pe mine în Biblie foarte mult? Femeia stricată, Rahav, e salvată și prorocul Balaam e omorât. Nu vă miră asta? Păi bine, mă miră foarte mult. Și mă face să mă pocăiesc. Dragii mei, o mai vorbi Duhul Sfânt și decide să te oprești, dacă te oprești din mândrie, poate din lăcomie. Decide să te oprești din imoralitate, atât vizuală, cât și trupească. Frații și surori, dragi tineri, ascultați-mă. Atâtea cazuri la mărturisire, atâtea cazuri de oameni și tineri care spătați. Și intri cu pornografie în căsătorie și apoi îți distrugi familia și vii la comitet și divorțezi pentru că ai intrat cu lucrurile astea în căsătorie. Pe diavol nu-l interesează că eu predic în față la voi și mă duc în fiecare zi aproape misiune. Poate să predic cât vreau. Dacă diavolul mă poate prinde cu un păcat în care să trăiesc conștient și continuu, ascultați-mă ce vă spun astăzi. Dacă eu mor în păcatul acela, eu merg în iad. Știu că e tragic ce vă spun, dar mai bine să vă spun ceea ce vrea Dumnezeu să vă spun, să ne pocăim, decât să ne lăudăm unii pe alții, să ajungem în iad și acolo să ne mustrăm, să zicem, de ce nu m-ai spus, frate? Dragii mei, atenție foarte mult la imoralitate, pentru că am întâlnit tineri care după ce au păcătuit în minte, au început să păcătuiască în trup. Și cum îi faci nunta în biserică după ce au păcătuit în trup? Cum îi mai faci? Că nu mai e nicio diferență între una care poartă haina albă și curată și una care poartă haina albă, dar ea e gri în interior. E gri, dacă nu negru. Unde e diferența? Vorbește, Doamne. Ar trebui să spuneți. Că nu le auziți de lucrurile astea. Doamne, sfințește poporul Tău. Dragii mei, trebuie să ne separăm de păcat. Dragi tine, trebuie să ne separăm de păcat. Și cel mai greu lucru care trebuie să vi-l spun astăzi, oprirea nașterii de copii. Nu se mai predică în biserici astea. Nu o să uit cazul acela când o mamă știa că trebuie să aibă 5 copii. Domnul i-a spus, o să-ți dau 5 copii. Și după 4 copii i-a zis, Doamne, zice, e suficient.
Că asta mă miră și spuneam lui Vinicius pe mașină. Îi zicea Domnului, Doamne, vreau să te implici în căsătoria mea, vreau să te implici în facultate, vreau să te implici la locul de muncă, dar la copii să nu te implici, că mă implic eu și mă pricep mai bine ca tine. Nu vi se pare interesant asta? E tare interesant, mi se pare lucrul acesta. Înțelegeți? Dragii mei, mama aceasta s-a oprit după 4 copii, deși Duhul Sfânt i-a spus, trebuie să ai 5 copii. N-am timp să vă spun multe experiențe, numai asta vă spun și apoi merg mai departe. La un moment dat, după cei 4 copii, au visat într-o noapte o fetiță care a venit la ea în vis și a spus, de ce nu mai primim și pe mine? Că știai de la Domnul că și eu urmez. Și mama asta s-a cutremurat în vis. A început să transpire în vis, a început să splângă în vis și a zis, mă ierți? Și în momentul când au zis, mă ierți, lângă fata asta au mai apărut încă 7 copii. Și ăștia 7 au întins mâna spre ea și au zis, în ziua judecății noi vom striga împotriva ta, pentru că noi cei 7 trebuia să ieșim din fata pe care n-ai primit-o. Dragii mei, suntem chemați să acceptăm voia Domnului în viață. Nu e ușor. Eu sunt într-o familie cu 9 copii. Soția mea într-o familie cu 12 copii. Nu e ușor. Dar mai bine să-mi fie greu aici și ușor dincolo, decât ușor aici și greu dincolo. Că n-ai cum ca și mamă, dacă respingi viața, să-l vezi pe cel care-i viața. Așa se interpretează Timotei. Nu cu alte prostii teologice. Așa se interpretează Timotei. N-ai cum. De aceea spun, Doamne, binecuvântează fiecare familie de aici. Dragii mei, Duhul Sfânt mă îndemna și eu vă îndemn, deși numai în mijlocul predicii. La final nu o să ne grăbim noi slujitorii de aici din biserică și nici eu nu o să mă grăbesc. Dacă cineva e prins de unul din aceste 4 păcate, rămâneți la mărturisire. Pentru că Duhul Sfânt a spus că mântuirea voastră atârnă de cum vă veți relaționa la aceste 4 păcate. Dumnezeu să lucreze în această seară. Că vrem trezire. Și spunem, Doamne, vină în biserică. Știți de ce nu se mai poate prezenta Dumnezeu în biserică cum se prezenta pe vremea bunicilor noștri? Știți de ce? Că nu mai e sfințenie. Uitați, dacă iau un magnet și mă duc pe lângă cuie, magnetul atrage cuiele, da? Exact la fel e cu sfințenia. În momentul când e sfințenie în biserică, nu trebuie să te mai rogi, Doamne, dar vină între noi, te rugăm. Nu trebuie să te rogi așa. În momentul când e sfințenie în biserică, Duhul Sfânt coboară și începe să se facă semne și minuni. Dar cea mai mare minune e să pleci acasă în această seară mântuit și cu Dumnezeu. Doamne, lucrează în milă și în îndurare.